Hello! Focus! Atât. Am ajuns acasă. Sper să nu urlu prea tare pentru că mi-s urechile înfundate. Deoarece sunt gărăcită de săptămâna trecută. Și pentru că ieri a fost duminică și nu v-am spus absolut nimic, nu v-am arătat absolut nimic decât v-am spus că plec să mânez buchetul și cam atât. Astăzi m-am gândit să vă arăt ce am făcut sâmbătă, pentru că sâmbătă nu am mai avut chef să vă arăt, dar vă arăt astăzi și vom merge înspre dormitor, pentru că, da, deci sâmbătă avem dormitor și deja a fost a doua noapte în care am dormit în pătuțul nostru, în sfârșit, slava cerului! A fost foarte, foarte fain. Sâmbătă am pus plintele și pe urmă am montat mobila. Iar spre seară zici că n-am mai avut chef de nimica, nu am mai avut chef să mai pun și cerceafă și alea pe pat, lingeria de pat, era cât pace să ne... De fapt eu, era cât pace să mă trântesc aici în camera mare și să dorm pe canapea. Pentru că mi-a folene să mut dintr-o parte în alta chestie. Dar până la urmă am dormit în dormitor. Deci, haideți să vă arăt dormitorul. Nu o să fie cine știe ce, dar acesta este dormitorul nostru provizoriu până ce îl terminăm pe cel mare. Aici am pus și biroul, aproape la fel cum a fost și dincolo, unde am stat în chirie. Scaunul, aici este un geam mare și acolo este sera. Aici am pus un scaun pentru a pune hainele atunci când ne dezbrăcăm, să le punem peste ca să nu le aruncăm prin baie sau să punem, de exemplu, aici pe scaunul acesta, îl vom pune acolo pe scaunul acela și avem acolo și un tablou, să zic așa, o poză mai mare, am găsit-o în Bauhaus și mi-a plăcut cum a arătat, așa că am cumpărat-o cu ceva timp în urmă, dar niciodată nu l-am pus pe perete pentru că tot am spus că ne mutăm. Dulapul, da? Deci dulapul acesta l-am avut și îl încă îl mai avem. Este de la Ikea și îmi place foarte mult cum este compartimentat. Ne încap hainele de sezon înăuntru, așa că de fiecare dată când se schimbă sezonul, se schimbă vara în iarnă și iarna în vară, bineînțeles cele de trecere oricum sunt acolo. Eu scot hainele de iarnă, le pun deoparte și pun cele de vară și invers. Acolo mai trebuie să mai pună soțul prizele, și, adică de fapt priza și încă două întrerupătoare. Aici, hello sunshines, aici mi-am pus un tablou ce l-am primit de casa nouă de la niște prieteni ai noștri și aici este patul. Ca să-l vedeți în toată splendoarea lui, nu este alt pat, este decât patul pe care l-am avut și dincolo. Deocamdată îl lăsăm pe acesta pentru că nu ne deranjează. Camera aceasta va rămâne ceva de genul ăsta, pentru că am zis că această cameră vom face pentru copil. Este o cameră destul de mare. Și este aproximativ ca și camera unde am stat înainte, ceea ce mă bucură într-un fel pentru că nu mă simt, cum să zic, nu mă simt nefamiliară cu această cameră și, nu știu, mă simt bine așa cum este și vreau să vă arăt și parchetul. Deci ăsta e parchetul, nu știu, poate unora vă place acest model, mie îmi place, mi-aș fi dorit ceva mai cu un model așa pe tip de solz de pește, dar asta este, nu a fost, a fost numai acesta și vreau să vă spun că sunt foarte mulțumită de el. Doar că pe cameră se vede puțin mai roșiatic, dar el este cu un ton mai deschis, mai neutru. Și dacă vă întrebați cum se întrebau și alte persoane,
De ce alb? De ce doriți să vă faceți casa albă? Pentru că albul poți să-l combini foarte ușor și mie mi se pare că albul dă o senzație de curat și îngrijit. Pe când alte culori trebuie să te stresezi foarte mult ca să găsești lucrurile potrivite pentru acea nuanță și peste ani și ani se mai estompează nuanța aceea de la soare, de la lumină, de la căldură. Și atunci de ce să trebuiască să mă stresez că poate, de exemplu, peste, nu știu, peste 5 ani sau 10 ani, nu știu cum o să fie și în viitor, când o să vreau să renovez, o să trebuiască să, nu știu, să mă stresez. Nu-mi plac chestiile astea așa, să mă stresez de-a moaca. Mie îmi plac lucrurile simple, după cum ați văzut și până acum, nu știu dacă ați observat lucrul acesta, mie îmi plac lucrurile simple, lucrurile cât mai ușor de făcut și cât mai ușor de îngrijit, pentru că de ce să stau și să-mi bat capul pentru niște chestii care de fapt n-aș avea nevoie să fac. Și oricum, îmi place albul, la fel și soțului meu, sper. Deocamdată până acum îi place albul și nu am avut nicio problemă cu asta. Și acel rece din acel alb o să-l mai scazi puțin și cu decorațiuni. De exemplu, aici mi-ar mai trebui o perdea, o draperie frumoasă, la fel ca și aici în fața geamului unde stau eu și geamul acesta ar avea nevoie de o draperie, dar totul cu timpul, pentru că eu sunt o mofturoasă și la fel cum a fost și cu parchetul, la fel este și cu chestiile pe care le doresc să le cumpăr. Îmi place să le caut la maxim și abia pe urmă să mă decid ce vreau să cumpăr, pentru că, nu știu, îmi place să fie totul aranjat frumos așa cum îmi doresc eu. Și încă sunt îmbrăcată, pentru că centrala n-a mers de dimineață și e cam rece, e foarte rece în casă, așa că voi sta undeva pe lângă un calorifer să mă pot încălzi, să încep să fac ceva. Mă uit afară pentru că chiar dacă nu am o super priveliște din aceea peste mări și țări, totuși este foarte frumoasă zona, foarte frumoasă zona aceasta. Și până ce o să se mai încălzească în casă, mă duc să editez din vlogul de acum 2 săptămâni. Oricum, să știți că încă sunt drăgit. Și da. E drăguț tabloașul acela, dar sincer nu știu unde să-l pun pentru că e așa și lunguieț, nu știu, l-aș pune deasupra patului, dar mi-ar fi plăcut să pun acel tablou deasupra patului pentru că este o pată așa de culoare și atunci nu ar fi chiar așa de rece în casă. Să nu-mi spui că ninge! Deci pe bune, ninge. Deci astăzi a fost minus 13 grade dimineață când am mers la lucru. Pe urmă am mers până la ortodont, apropo, astăzi am fost la ortodont și da, mi-a dat în sfârșit ok-ul că pot să-mi scot dintele caninul de lapte și să mă duc să-mi pună odată chestiuța aia pe dinticior ca să-mi-l tragă. Ah, sunt tare fericită. M-am voit de la muncă cam o oră și jumătate, ceva de genul ăsta. S-a uitat urât așa un pic tipa de la personal, dar în schimb șefa mea n-a zis nimic. Azo. Ok. Abia aștept să încep și alte vloguri să filmez pentru că după cum ați văzut, am aici o grămadă de o grămadă de lumină și ar fi păcat să o irosesc așa pur și simplu. Așa că dacă aveți vreo idee sau dacă doriți ceva să vedeți anume pe acest canal, după cum știți, am făcut o grămadă de clipuri și
puteți să-mi spuneți în comentarii ce ați vrea să vedeți de la acest vlog, de la acest canal. Și voi încerca pe cât posibil să mai filmez și altceva în afară de acest vlog săptămânal care îmi este drag. Acum am deschis și eu plicul de la ortodont și am găsit acest lănțișor, să zic așa. Acesta, în partea aceasta, va fi, bănuiesc, lipită pe acel canin și aceste zale vor fi lipite pe aparatul dentar sau vor fi puse pe aparatul dentar. Hei, salut! Este marți. Și ghiciți ce fac? Ghiciți. Nu am mai făcut asta de prin noiembrie, pentru că nu avea rost, nu am avut oricum dulap. Am început să calc haine, deci nu vine să cred că am reușit să fac lucrul acesta după 100.000 de ani. Și aici mă uit la vlogul lui Zayafet, pentru că îmi place foarte mult de tipul acesta și Grisi este demențială. Deci amândoi fac un cuplu foarte drăguț și îmi plac de cum se comportă unul cu altul și sunt pur și simplu un cuplu care mă inspiră. Acolo Grisi. De, aici e Grisi și aici e Zayafet și acolo mi-s prosoapele călcate și acolo mai am încă un munte, o grămadă, așa că mă apuc să calc. Deci, fac tata aia cu ceapă. Am făcut iarăși scampi cu paste, pentru că ne place. Dar de data asta am pus cam multă sare și, nu știu, nu prea mi-a plăcut așa de mult. Dar acum fac tata cu ceapă și cu șunculiță afumată și niște brânzică așa pe lângă. Și voi pune la cuptor, iar mâine îmi voi surprinde colegele cu ceva bun, pentru că am o colegă care a spus săptămâna trecută că vrea o tartă cu ceapă și are pofta. Și acum îi îndeplinesc visul de săptămână. Da. Am luat aici o foaie de tartă, umblată de tartă. Am cumpărat-o. Aici este restul ce a fost peste marginea tăvii. Aici am 3 ouă, aici am niște frișoșman, dar asta este un fel de smântână, așa un pic mai grosuță. Și aici este ceapa călită, răcită și să-i dăm drum. Deci, așa arată tarta cu ceapă, gata, pregătită. Am mai pus și niște brânză feta deasupra și restul de la cea, de la cel aluat l-am mai pus aici ca să nu-l arunce, chiar aiurea să arunce aluatul, așa că l-am pus deasupra. Voi da tarta pentru 45-50 de minute la cuptor și pe urmă voi scoate-o și o voi lăsa la răcit până mâine dimineață. Bye bye! Ta-da! Ta-ta-ta-ta! Tartă cu ceapă și cu puțină feta și cu șuncă și cu multă dragoste. Pom pom. Am mai pus vreo 2, 3, 4 cutii de parchet în dormitorul nostru și mergem la somn, pentru că și mâine este o zi și trebuie să mergem mâine dimineața la muncă și uite cum arată, zici că sunt nebună, dar nu mai tăsează. Bună dimineața, este joi, este 1 martie. Acum am tăiat din această tartă cu ceapă. Așa arată. Deci
s-a răcit perfect încât să pot să iau cu mine la muncă. Am pus 3 bucăți pentru toate 3 și este cât este timpul să mă duc, pentru că altfel o să întârzi și afară sunt minus 11 grade de săptămâna asta, au fost și minus 16 grade și am avut noroc cu mașina care a fost în garaj, numai cât am stat puțin și am tot dat fuga la muncă. Ok, vă las și ne vedem când vin acasă. Am ajuns de la lucru și mi-am pus o felie de această tartă cu ceapă și este beton. Adică nu e tare, e foarte bună. Și uitați ce bine arată. Ceapa am bibat acolo cu smântâna și toate alea. Și aici am niște resturi de la mâncarea pe care am făcut aseară, sosul acela cu acei shrimps. Și vreau să le mănânc așa pur și simplu, pentru că nu mai am paste, așa că le mănânc așa. Să avem poftă! Mașina de cafea. Leca! Eu am mai făcut tata cu ceapă, dar nu știu de ce tot timpul mi-e așa o ceapă sărată, pentru că niciodată nu-mi dădeam seama câtă sare putea să fie în șunculița aia afumată și mai puneam și eu și așa se acumula foarte mult sare în ceapă, așa că parcă nu era atât de gustoasă, dar acum the perfect from the perfect și am făcut cu ceapă caramelizată, ca de obicei, îmi place cu ceapă caramelizată. Și pentru că nu mi-era de ajuns mâncarea, mi-am luat și de la brutăria din sat un mușuroi de cătiță, mi-am făcut o cafea și acum stau chili willy în bucătărie. O să-mi savorez prăjitura și cafea în timp ce mă uit la snap-uri, nu, la instastory-uri. Este duminică și mergem puțin la plimbare prin zonă, pentru că avem nevoie de o gură de aer. Așa că am luat drona cu noi și vom merge. Bate clopot.
Suntem în Weitenburg, nu departe de noi. Este aici un castel, după cum îl vedeți aici în spatele meu. Ce se poate vizita, se pot face și ședințe foto, nuntă, botez și alea. Am văzut și pe site că au și camere în care poți să dormi și sunt camere aranjate exact așa ca și cum erau atunci pe vremuri. Foarte frumos, dar niște prețuri wow! Așa că o să ne limităm doar a ne uita pe din afară și nu vom intra înăuntru. Ea are și restaurant, dar nu știu dacă e deschis. Nu am văzut pe nimeni. Mi se pare că pe site scrie că au un anume program de deschidere. Vom ridica puțin drona ca să vă arătăm și de sus zona. Și aici am ajuns pe niște trepte. O să vă arăt aici grădina, bănuiesc, și acel zid de protecție. Am să întorc camera să vă arăt priveliștea de aici și pe urmă mergem să zburăm puțin împreună pe lângă acest castel. Am ajuns în Rotenburg și vom merge puțin la plimbare pentru a descoperi acest loc. Thank you.
Soțul zice, vorbește iară singură? Nu, vorbesc cu voi. Și vreau să zic că aici, pe roua asta, da, e drăguț. Aici pe roua asta am făcut o poză foarte frumoasă. Anul trecut, mi se pare prin aprilie sau mai, am fost cu barca. Și cred că a fost cea mai frumoasă poză de anul trecut. Adică, fapt, una din cele mai frumoase. Mă plângeam într-un vlog că încă mai am bradul. Uite aici. Este 4 martie și încă mai găsim un brad. Să-l vedeți mai de aproape. Așa că dacă mai aveți încă bradul în casă, să nu vă simțiți stânjeniți, pentru că nu sunteți singuri. Mai sunt și aici, prin zona noastră. După cum vedeți, este seară, am ajuns de câteva ore acasă. Am editat vlogul de acum 2 săptămâni, îl postez momentan pe YouTube și va dura în jur de vreo 2 ore, aproape 3 ore pentru 11 minute de video. Sper să nu fie chiar 3 ore pentru 11 minute. Dar, în fine, asta este internetul, aici nu am ce să fac și pentru asta îmi cer scuze. Iar ce am observat în vlogurile, în ultimele vloguri pe care le-am făcut, pur și simplu uitasem să fac o încheiere, uitasem să fac o introducere, pur și simplu eram așa hop, 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 hai să filmez rapid ca să nu uit, să nu scăp ceva și uite așa uitasem să mai trag și acele cadre. Așa că, pentru că este duminică seara și voi încheia acest vlog, eu vreau să vă mulțumesc din suflet pentru toată aprecierea voastră, pentru tot ceea ce sunteți voi pentru mine și pentru acest canal, pentru toată susținerea voastră care de multe ori vine pur și simplu ca și un bol, ca și un glob energetic plin de energie pozitivă. Vă mulțumesc din suflet celor care sunteți de tot timpul alături de mine și până săptămâna viitoare vă pup și să aveți o săptămână cât se poate de frumoasă, minunată și ne vedem săptămâna viitoare! Pa!